Păi era prosopul Linuț, nu era prosopul cea la atelierul de mașină. Pune-i nu, pune-i prosopul cea. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, Sfinte, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Tău este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile drepților, celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, sufletul adormitului robului Tău, păzindu-l pe el într-o viață cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna Ta, Doamne, unde toți sfinții Tăi se odihnesc, odihnește și sufletul adormitului robului Tău, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te povăr de la ea ce ai deslegat durerile celor ferecați. Însuți și sufletul adormitului robului Tău îl odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să odihnească și sufletul robului Tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robul Dumnezeu Nicolae, veteran de război, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletului unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, 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 miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol ai surpa și-a dărui viață lumii Tale. Însuți, Doamne, odinește și sufletul adormitului robului Tău, Neculai, veteran de război mutat de la noi. În loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală a săvârșit El ca un om în această viață. Cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și bitodeame, iartă-i lui Dumnezeu să-L ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, mai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac, și cuvântul Tău adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Nicolae, veteran de război, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slabă înălțăm împreună cu Cel fără de început, Doamne Părinte, preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ale Sfântului Lazar, celui a patra zi înviat din morți, și cu ale tuturor sfinților, sufletul robului său Nicolae, veteran de război, mutat de la noi, în corturile drepților să-l așeze, în Sfântul Avram să-l odihnească, cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască, ca un bun și iubitor de oameni. Într-o fericită adormire veșnică odihnă, fă, Doamne, sufletului adormitului robului Tău,
Nicolae, veteran de război, mutat de la noi și felui Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și felui veșnică pomenire. Pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui să fie neam și neam cu sfinții și felui Doamne veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Dumnezeu să-l ierte cu drepții să-l numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să-l ierte. Tata, e multiplețul, tata, e de la casa ta, tata, tata, e pregătit de iarnă, tata, e de acum de zis. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea lui din neam în neam și fălui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare milator, rugăm-ne, ți-ai auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluie, miluiește. Pentru din sufletul lui Dumnezeu Nicolae, veteran de război, mutat de la noi, pentru ca să-i să ierte greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Viața și odina dormitului bătău Nicolae, veteran de război, Hristoase Dumnezeu nostru, și ție slavă noastră, ne întâlnim cu cel fără de încă doar părinte, prea sfântul bunul de viață, vedătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acolo, cumva, cu colac. Rămâniți ce loc? Locul, da.
Așa, și militarul, exact. Eu un serț, nu? Aduce multe roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde, iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să-mi urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl meu îl va cinsti. Deci le-a zis Iisus, încă puțină vreme lumina este cu voi. Umblați cât aveți lumină ca să nu vă prindă întunericul, că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Cât aveți lumina, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Că tu ești învierea și viața și odihna adormitul tu, Nicolae, veteran de război. Hristos, Dumnezeul nostru, ție slavă, Sfântul Împărătăm și cel fără de început al Părinte și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte!
medici sunt acolo.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mare mila ta, rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru dina sufletului adormit, Dumnezeu Nicolae, veteran de război, pentru ca să-i se ierte greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ai veteran de război, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă, înălțământ, pentru cel fără de niciunul, Părinte Preasfânt, Bunul și Viață, Făcător, tot Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Să te învețim și păzesc poruncile tale. Aleluia!
Sfințește-mă și voi, învăța poruncile tale. Miluiește pe robul tău, că m-am făcut ca un foale, ascultați-le tăile tale, n-am uitat. Miluiește pe robul tău, al tău suteu, mântuiește-mă că îndreptările tale l-am căutat. Miluiește pe robul tău, de la judecățile tale, nu m-am abătut că tu ai pus mie rege. Miluiește pe robul tău, de ca la ta inima mea ca să fac îndreptările tale, miluiește pe robul tău. Vremea este a sfârșit, Domnule, că oamenii au stricat legea ta. Miluiește pe robul tău. Caută-ți pe milă și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Aleluia! Tână sunt eu și te voi mată, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Aleluia! Glasul meu auzi, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Aleluia! Că pe tine m-am prigonit în zadarile cuvintele tale, s-a înfricoșat inima mea. Aleluia! Vinul va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rădăcit am ca oaie de dură, caută pe Domnul. Păruncile tale nu le-am uitat. Aleluia! Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Ceata sfinților a platit sporul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neînvătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu din adinsul, mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi de fările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea stântă și cu toți care în viață cruceacă jucura frumoasă mie, ați urmat cu credință. Veniți de numai zdalurile pe care le-am pregătit vouă și cu numele cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește-mi, făcându-mă pe mine iarăși cetățean al raiului. Bine, cuvântate, Doamne, învață-ne pe noi. Cel ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ, din care le-am fost luat, la cel după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea din tâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește Dumnezeule pe robul tău și-l așează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul tău odihnește-l, trecându-i lui toate greșelile.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire între străluciri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând. Sfânte și Părinte fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhul cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate pe noi din focul cel de veci. Și acum și vecii vecilor. Amin. Dumnezeu curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine, iar noi s-a frânat raiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă dreptatea ta este dreptate în viață și cuvântul tău adevărul, că tu ești învierea și viața și odihna a dormitului robului tău, Nicolae, veteran de război, Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm, Părintele cel fără de început, Părinte, prea sfântul, bunul de viață, Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește, Mântuitorul nostru, cu drepții pe robit robul tău și-l sălășluiește pe dânsul în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lui, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce din fecioare răsări lumii Hristoase Dumnezeule și prin trânsa fii luminii ne-a arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi,
Dumnezeului Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, care ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, Bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Pământul,
fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Mințiți pentru mine, bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Să luăm aminte, pace tuturor. Pace ție celui ce ai citit, uite, fericit este cel care are legea și a citit, Doamne. Aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm lui Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Să facă
dar de fapta mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, care m-a trimis. De prăjitorul de vrednicilor din iubire de oameni de vreteță putere, dezleagă-mi adormitul robul tău Nicolae, veteran de război, mutat de la noi, de păcat nu spătești și numesc, ci să fii iertat și iar de acest și ce să fie, pentru rugăciune prea curată și pururea picioare Maicii tale și ale tuturor Sfinților tău. Amin. Domnului să ne rugăm. Aminuiește. Stăpâne mult îndurat, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile Împărăției Cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta de a treia zi, cu harul Tău, le-ai dorit puterea de a lega și a deslega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa să fie deslegate și în cer câte de ei pe pământ s-au deslegat. Cel ce prin nesusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit pe noi smeriți și nevrednicii Tăi rogi să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule Împărate, prin noi, smeriții și nevrednicii slujitorii Tăi, iartă adormitului robului Tău, Nicolae, veteran de război, Dumnezeu să-l ierte. Orice a greșit ca un om în această viață și iartă-lui toate câte a păcătuit, prin cuvânt sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însăși, din mânie sau din altă pricină, s-a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, a suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea firii celei zidite de tine, că binecuvântat și preaslăvit ești în veci. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Domnul Iisus, Dumnezeu Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților Săi ucenici și apostoli dumnezeiștile porunci, ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți. Și de la ei, asemenea și noi, am primit putere să facem aceasta. Să te ierte pe tine, Fiul duhovnicesc Nicolae, veteran de război, de tot ce ai greșit în viață ca om, cu voie sau fără voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Nicolae, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă Îți înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Preacucernici părinți, distinse autorități locale, drepți, frumoși și bravi soldați ai armatei române, încercată și îndurerată familie, iubiți credincioși. Ne aflăm astăzi la un moment marcant pentru comunitatea dumneavoastră din Viișoara, ocrotită de rugăciunile Sfântului Ierarh Nicolae, un alt Nicolae, oarecând fiu al neamului, pleacă spre a fi reîncorporat într-o altă oaste, în oastea cerului. Cât timp pe pământ a viețuit, acest veteran, și vedeți dumneavoastră, subliniem de fiecare dată și în cursul acestei slujbe de prohodie, zi care marchează trecerea
a 78 de ani, de când armata română elibera și ultimul petec de Basarabie, răpită în 1940 din corpul mamei. Acum 78 de ani, în 15-17 iulie, armata română ajungea până la Nistru. Până la Nistru și avea să ajungă mai departe, până în părțile Chersonului, ale Crimeei, ale Sevastopolului, ale Odesei, vărsând tribut de sânge pentru o idee pentru care mulți au pătimit sau au mărturisit. Ideea unui neam creștin ortodox, unui neam curat, unui neam credincios, unui neam care a crezut în Dumnezeul lui, în simbolurile sale, dar mai presus de orice, a crezut în ideea de unitate. Și dacă dăm timpul istoriei înapoi, cu aproximativ 8 decenii, vom descoperi o nouă perioadă sau o nouă filă, în același timp de glorie și de tragedie, pe care acest neam românesc a trăit-o și a pus-o la loc de cinste. Al doilea război mondial. După 3 decenii de la Marea Unire, din 1918, nori negri ai războiului se avântau din nou deasupra Europei. O Europă care tindea să fie împărțită între ideologiile totalitariste ale vremii, care rădeau din temelii umanitatea. Național-socialismul, cunoscut ca și nazism, reprezentat de Germania și al treilea Reich, și Uniunea Sovietică, ciocanul și secera care au distrus milioane de vieți timp de mai bine de 8 decenii, începând cu 1917, anul în care s-a instaurat acest regim crud, nemilos și, în primul rând, ateu, împotriva lui Dumnezeu, a bisericii și a preoților în Uniunea Sovietică. Acești doi mari jucători politici și militari își disputau supremația în Europa. O Europa sfâșiată de gândiri împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu se găsește în pragul cele de-a doua conflagrații mondiale, care la finalul ei avea să înghită aproape 100 de milioane de vieți, civili și soldați, și să lase în urmă pagube și răni neînchise până astăzi. România, ca stat component al Europei, a fost prinsă și ea învăltoarea acestor evenimente. Pentru prima dată, la finalul iunie 1940, clopotele au bătut în țară și s-a lăsat doliu, când Bucovina, Ținutul Herța și Basarabia au fost răpite doar în 3 zile, după un ultimatum de 48 de ore, pe care Uniunea Sovietică l-a dat statului național, independent, suveran și unitar, numit Regatul României. În fața tăvălugului acestei imense și monstruozități cruzimi de care a dat dovadă Uniunea Sovietică, poporul a plecat capul împreună cu conducătorii și Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța au fost despărțiți de țara mamă. În urmă au rămas deportări, au rămas oameni care n-au mai putut trece acea graniță trasată într-un mod neobiectiv între teritoriul patriei mamă și frații de același neam și sânge. Au rămas masacre, ca masacrul de la Fântâna Albă, în care 3.000 de oameni, preoți și credincioși, plecând în pelerinaj către țara mamă, au fost secerați de mitralierile sovietice, au rămas familii, soții, copii, părinți, ai nimănui sau ai pământului, ai glie prin mărturisire. S-au distrus biserici, s-au transformat în hambare, s-au transformat în adăposturi de cai, în cluburi și baruri. A rămas în urmă o ideologie uricioasă și o limbă care nu este a noastră. Limba rusă impusă cu forța de pe tancurile sovietice și de comisarii încavediști. Dar această tragedie va fi repetată numai 2 luni mai târziu, pe 30 august 1940, când prin dictatul de la Viena, așa numitul Ardeal de Nord, mai bine de jumătate din Transilvania neamului românesc, era răpită de o altă țară, Ungaria Hortistă. Și de aici începe povestea și tragedia, dar și gloria neamului românesc în al doilea război mondial. Pe de o parte, ca să-și recupereze Basarabia și Bucovina, de mult înstrăinate până la 1918, pământul lui Ștefan cel Sfânt,
armata a făcut un compromis și a acceptat să fie parte a unei alianțe conduse de Germania nazistă împotriva URSS-ului. Și de aceea, din 1941 până în 1944, timp de 3 ani de zile, soldații români, între care și nenea Nicolae și cu ultimul camarad care îl veghează la Secriu, au plecat și au ascultat ordinul mareșalului Antonescu, care a spus mai întâi: soldați Vordon, treceți Prutul, și apoi: soldați Vordon, treceți Nistru. S-au propășit și s-au pierdut aproximativ 700.000 de soldați români. Peste 70% dintre ei neaduși în țară, neînhumați în pământul natal, fără slujbă de prohodire și în batjocuri aruncați uneori în gropi comune și puși în cutii de carton. Atât merita neamul românesc. La Cotul Donului, la Stalingrad, la Sevastopol, la Odessa, s-a scris istoria Europei și a lumii cu sânge românesc. Și cum acest lucru nu ar fi fost de ajuns, după 23 august 1944, când o decizie, istoria o va spune mai târziu, inspirată sau mai puțin inspirată, a făcut ca armata română să treacă de partea celor care îi oprimaseră în 3 ani de război, de partea Uniunii Sovietice, au trebuit să schimbe armele împotriva germanii naziste și să plece către un alt front, frontul de vest. Începând din țară, de la Oarba de Mureș, la Carei, pe Tisa, unde spun istoricii, apa Tisei s-a prefăcut roșie de sângele care a curs a soldaților români, și până în munții Tatra, în apropierea capitalei Cehiei de astăzi, la Praga, armata română a ascultat ordinul comandanților și nu a crâșnit să lase și acolo dâre de sânge. Și în campania din vest, 300.000 de soldați români cad la datorie. În total, peste 1.000.000 de soldați de fii ai țării, care s-au jertfit unii pentru crez, alții pentru neam, alții pentru ascultare, dar toți la un loc pentru același pământ care i-a născut. Pământul Țării Sfinte. Și cât este de frumos astăzi. În același timp, Hristos și poporul, biserica și armata, preotul și camaradul, tricolorul și crucea, care stau la căpătâiul lui nenea Nicolae Drăgan, care și-a înțeles și el menirea și nu a refuzat în timpul istoriei pe care l-a trăit să se împotrivească chemării lui Dumnezeu. Un Sfânt Părinte spunea așa, contemporan cu noi, în fapt un era contemporan cu noi, ajuns Sfânt Părinte: cine nu își marchează chemarea și datul său în timpul istoriei, nu va avea loc la chemarea și datul lui în timpul veșniciei, chemarea lui Dumnezeu. Să rugăm pe milostivul Dumnezeu ca nenea Nicolae Drăgan să audă chemarea și, după cum spunea cancelarul german Otto von Bismarck, când a fost întrebat ce înseamnă să fii un om al lui Dumnezeu, spunem și noi: să audă pașii lui Dumnezeu prin istorie, să se prindă de haina Lui și să-L poarte în veșnicie. Dumnezeu să-L odihnească și să-L ierte pe Nicolae Drăgan, veteran de război. Îndurerată familie, iubiți credincioși, stimați camarazi, suntem la o mormântare, după cum vedem, a unui creștin ortodox și rânduiala care s-a săvârșit până acum este rânduiala specifică de mormântare pentru creștinii care, însemnați prin taina Sfântului Botez și primind taina Sfântului Mir, au avut parte de comuniunea lor cu Hristos prin împărtășire. Și apoi viața lor mereu și-au corectat-o prin taina Sfintei Spovedanii, ca să ajungă la măsura pe care Hristos o caută la fiecare dintre noi, să ajungem la asemănarea cu El. Până aici, nimic deosebit în cuprinsul slujbei domnului Nicolae Drăgan, veteran de război, față de a unui creștin pe care Dumnezeu îl cheamă la El,
înmormântări la care, de altfel, dumneavoastră, poate cu siguranță că ați luat parte de multe ori. De data aceasta, luăm parte la o mormântare care capătă o conotație specială, și anume, după cum am auzit, cel pe care îl prohodim fiind veteran de război, primește onoruri militare la mormântarea sa, pentru că a slujit patria sub drapel și a făcut un jurământ că va apăra pământul acesta chiar cu prețul vieții. Dumnezeu l-a izbăvit de acest preț mare, pe care mulți din camarazii lui, cu care a împărțit nu numai pâinea și apa, ci și tranșeul și nopțile de groază prin care au trebuit să treacă, a reușit să vină acasă nevătămat, fără să primească vă urmă în trupul său, din rănile pe care cu îmbelșugare camarazii săi le-au avut și unii pentru acestea și-au dat viața. Ei, pentru această datorie împlinită până la capăt, a primit vrednicia de a fi numit veteran de război. Dacă în preajma Revoluției, în județul nostru, erau peste 30.000 de veterani de război, acum mai numărăm doar câțiva zeci. Toți au peste 90 de ani. Și vârsta aceasta pe care Dumnezeu i-a binecuvântat pe unii să o depășească, având în vedere trecutul lor și în special tinerețea lor sacrificată pentru idealuri naționale și creștine, cu adevărat vedem în aceasta o mare binecuvântare a Dumnezeu. Ei care n-aveau speranță de viață acolo pe unde Dumnezeu le-a îngăduit să ajungă, de la cotul Domnului până în munții Tatra, iată că Dumnezeu i-a ajutat și s-au întors înapoi. Unii au făcut făgăduințe acolo în tranșee, că dacă Dumnezeu îi va întoarce sănătoși acasă, nu vor uita niciodată acest ajutor divin și vor fi credincioși și slujitori al Dumnezeu pentru tot restul vieții sale. Mulți au făcut aceste făgăduințe și după aceea s-au străduit să le împlinească după puterea lor. Ei, dar spun că pentru că a fost veteran de război, iată că armata nu l-a uitat. Și acum a găsit de cuviință să-i ofere ultimul onor, onorul nostru militar, care nădăjduim că va continua cu care Dumnezeu îl va da tuturor celor care lupta cea bună au luptat, credința au păzit și alergarea au încheiat. Suntem aici prezenți, grupa de onor militari, care sunt ai bazei 95 aeriene de la Bacău, deci din partea garnizoanei Bacău, cu drapel de luptă, cu militari care poartă arma la piept și care în momentul cuvenit, când va fi depus în mormânt cel pe care îl prohodim, pe lângă faptul că va primi onorul cântat la trompetă și stingerea, o cântare specială prin care cel de aici se mută spre odihna cea veșnică, odihna lui Dumnezeu, vor fi trase și salve de mitralieră, prin care armata își cinstește în felul acesta pe cel care, iată, acum îl comemorăm. Îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut în mijlocul nostru astfel de oameni de la care am învățat. Și pentru militari ei sunt modele, dar și pentru noi creștinii, pentru că ei au fost cei care au mănunchiat în viața lor dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de țară. Să-L rugăm pe Dumnezeu să-L așeze pe veteranul Nicolae Dregan alături de ceilalți veterani în oastea cea cerească a lui Dumnezeu, în loc cu sfinții, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Iubită familie, dragi soldați, stimată doamnă viceprimar, biscuitincioși, momentul solemn pe care îl trăim acum, într-adevăr, pe măsura înțelepciunii noastre, a puterii noastre, nădăjduim că s-a ridicat la cerințele unei vieți de un veac, mai avea nevoie de 5 luni să împlinească 100 de ani, aceluia care stă înaintea noastră
cu drapelul pe piept pe care l-a apărat și cu crucea lui Hristos în mâinile sale, în numele căreia a slujit patria și biserica. Aici, în fața dumneavoastră, s-au derulat mai multe imagini pe acest ecran cu diverse activități pe care aici în biserică le-am săvârșit, mai ales cu veterani de război pe care am avut. Și în aceste întâlniri, el, cel care stă înaintea noastră în sicriul acesta, spunea că a fost încorporat în 13 februarie 1941 și ai fost slobozit din rândurile armatei de pe front în 20 noiembrie 1945. În acești ani, așa cum spuneau părinții antevorbitori, el a cunoscut necazurile unui război. A văzut sfârșit de vieți. În schimb, pe el nu l-a atins o schijă. Și acest lucru este pentru noi o mărturie a credinței lui, a nădejdii lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu pe care și-a arătat-o față de el și l-a dus sănătos acasă. Iată, cinstindu-l, astăzi, pomenindu-i numele, ne rugăm Dumnezeu ca, așa cum a biruit în lupta aceasta pământească, nefiind atins de nicio schijă a inamicului, să stea înaintea dreptului judecător a împăratului, împăraților și a domnilor, domnilor, cu sufletul său neatins de nicio schijă a inamicului general al tuturor, care este diavolul și care în toată viața aceasta luptă împotriva noastră ca să ne câștige, să ne ucidă, să ne rădnească pe câmpul de luptă al vieții noastre spirituale. Ne rugăm Dumnezeu ca să-L odihnească cu Sfinții în împărăția Sa. După 15 ani de văduvie, de când și-a condus pe soția sa, Ileana, în cimitir, iată acum îl conducem și noi pe el. Îl conducem cu cinste, cu bucurie, știind că viața lui s-a încheiat pregătindu-se, spovedindu-se, împărtășindu-se. Câtă vreme era în putere, veni la biserică. Și astfel, numele lui, nădăjduim, să rămână în conștiința viișorenilor, încrustat cu litere de aur, ca unui vrednic veteran de război. În 2000 am dorit să marcăm vitejia și eroismul celor care au căzut în al doilea război mondial și nu aveam un monument, un mausoleu în fața bisericii la intrare. Aveam unul pentru primul război mondial și veteranul de război, Nicolae Drăgan, a avut inițiativa să spună, părinte, să facem un monument și pentru frații noștri care au rămas pe front din Viișoara. Și astfel, cu ajutorul credincioșilor din Viișoara și la inițiativa lui, s-a ridicat acest monument pe care noi îl vedem lângă standardul pe care l-am înălțat în anul centenar, cu ocazia anul centenar, lângă monumentele ce marchează jertfa eroilor din primul război și din al doilea război mondial. Fie ca numele lui, rămas în amintirea tuturor, ori de câte ori trecem, venind la biserică sau trecând pe lângă biserică și văzând monumentul închinat eroilor din al doilea război mondial și la baza monumentului, citind acolo că acest monument s-a ridicat la inițiativa veteran de război Nicolae Drăgan, să-i pomenim și noi numele în rugăciune, rugând pe Dumnezeu ca să ierte păcatele și cu Sfinții să-L odihnească în împărăția sa cerească, cu ostașii credinței din totdeauna ai bisericii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să-L ierte. Și veniți, toți care-n voi.
Dumnezeu să-l ierte. Unde nu știu ea și în veci, veci, Doamne, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvințează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru mâinile de acolo, acestare mai și care Sfântului Lazar, celui a patra zi, înviat din morți, Sfântul Sfânt Nicolae, veteran de război. În loc lumina să-l așeze, amin, să-l iubească, mă drepti să-l numere, amin. Iar pe noi să ne miluiască ca un bun și viitor de oameni, amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletul lui adormitul tău Nicolae, veteran de război și fălui veșnică, pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire, veșnică lui pomenire. Pomenirea vine din veac în veac și fălui Doamne, veșnică. Iar pe noi să ne iubească ca un bun și viitor de oameni. Amin. Dumnezeu să le ierte. Pe lumea aceasta să fie mama ta, nene Nicolae, veteran de război, și pe lumea cealaltă al lui Nicolae Drăgan, colegul de experiență.
Pe Facebook, pe Google. Trage tare, Gheorghe. Trebuie să vii aici. Dă capul la frânghie, Ștefănuț. Dezleagă și la picioare. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, pe mare, dezleagă-l întâi la picioare. Auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pentru că ne rugăm pentru odina sufletului adormit, Dumnezeu Nicolae, veteran de război Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de începutul tău, Părinte Preasfânt, bunul și viață, Sfântul Duhul și Pururea și în vecii vecilor. Împinge-o. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormit, Dumnezeu Nicolae, veteran de război, și cu veșnică pomenire. Sfinte, odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspine, ci viață fără de la parține să la parte spate. Lasă mai jos. Comandați. Încărcați!